Slăvit să fie Domnul! Amin. Dragii mei, în primul rând, vreau să mă adresez părinților într-o tematică intitulată Părinții creștini, dar cu siguranță asta se potrivește și celor care în viitor urmează să se căsătorească. Este bună și pentru cei care n-au copii, dar sunt dator la nivel de biserică să ajute pe cei care au copii. La urma urmei, biserica este familia noastră a tuturora. Scriptura ne spune în Psalmul 78 că părinții sunt profund responsabili pentru întreaga existență a copiilor lor, începând cu viața și continuând cu educația pentru toate generațiile care urmează. Iată ce citim de la versetul 5. Dumnezeu a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, ca să fie cunoscute de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care, când se vor face mari, să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin. Cineva spunea că nu doar copiii, ci și nepoții dau dovada dacă părinții au știut să-și educe bine copiii. Este nevoie de o continuitate de două generații, ba chiar de trei, așa cum știți că se extinde și blestemul și durerea peste părinții care nu și-au făcut pe deplin datoria înaintea lui Dumnezeu. Potrivit Scripturilor, rămân tot în Psalmi 127 și 128, fiii trebuie priviți, spune Scriptura aici, în versetul 3, ca o moștenire de la Domnul, ca o răsplată dată de El, în sensul că Dumnezeu ne-a cinstit prin rolul nostru de tată, putea să creeze El toți oamenii, dar ne-a asociat la actul creației. Și pentru tot ceea ce facem în viața aceasta și cu atât mai mult în viața viitoare, Dumnezeu ne va răsplăti. Însă aceasta cere efort. Aici, în Psalmi, în versetul 4, este scris: ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinereți. Dar săgețile presupun o luptă. Tot în Psalmi este scris în 144 ceva mai plăcut. Versetul 12: fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor, fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos care fac podoaba caselor împărătești. O casă împărătească are nevoie atât de slavă cât și de tărie ca să reziste, să poată păstra acea împărăție. Deci, în primul rând, Dumnezeu ne-a angajat la nivel de familie. Dar asta nu trebuie să ne facă să uităm de adunare, să nu iubim pe alte familii, să devenim prea egoiști, pentru că Dumnezeu ne poate călăuzi în așa fel încât să ne putem ocupa și de copiii noștri, dar în același timp, așa cum vă provocam încă de la început, să avem grijă și de alții. Să îl iubim pe Dumnezeu ca pe noi înșine, asta ne dă dreptul să ne iubim pe noi înșine, și familia noastră este un al doilea eu înșine, dar în același timp și pe aproapele nostru. Și asta ne va ajuta să ne îndeplinim misiunea lui, înaintea lui Dumnezeu. Responsabilitatea pentru nașterea și creșterea copiilor noștri este în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem datori Lui. N-avem experiență. Când ne căsătorim, fiecare intră într-o postură nouă. Însă, avem în Scripturi și în însăși modelul dumnezeiesc exemple din care putem să ne învățăm cum să ne creștem familia noastră. În al doilea rând, noi suntem responsabili față de umanitate, față de copiii noștri.
Citeam despre două situații foarte diferite. Într-una din ele, un copil de mic s-a învățat să fure. Mama a acceptat asta pentru că beneficia și ea, dar cu vremea furturile au început să se amplifice și a ajuns să fie condamnat la moarte. Acel tânăr, bărbat de acum, a avut o ultimă dorință să-și sărute mama. Dar în durerea lui că n-a fost educat și ea nu și-a făcut datoria, în loc să o sărute cu dinții, i-a smuls nasul și i-a zis să rămâi un semn pentru toată viața, pentru toate mamele, că nu ți-ai făcut datoria. Am în minte însă și o altă imagine când un copil la școală a fost premiat, fiind bun și la învățătură și la purtare, și-a dus diploma și-a pus-o în mâinile mamei și-a spus, asta ți se datorează ție în primul rând, pentru că mi-ai dat viață și înainte de a veni la școală te-ai ocupat de mine în cei 7 ani de acasă. Să nu uităm așadar că suntem datori față de cer și față de pământ. Și dacă ne vom îndeplini datoria, asta va avea în vedere viața de aici și viața viitoare. Copiii noștri sunt un bun veșnic. Ei sunt mai de valoare decât o casă. Cine dă un copil pe o casă? Dovada că ei sunt mult mai importanți. Despre Socrate citeam că zicea, mă voi sui, știți că în mijlocul Atenei este un deal acolo, și o să voi striga să mă audă toți, părinții. Cum se face că trudiți toată viața până la epuizare să munciți ceva pentru copiii voștri? Dar mai puțin vă interesează ce se întâmplă cu cei ce moștenesc truda voastră. Haideți așadar să ne concentrăm asupra responsabilității noastre. Spun acestea nu că până acum nu v-ați făcut datoria. Eu stau în fața dumneavoastră ca un părinte care n-am știut toate lucrurile de la început. Nu sunt un tată desăvârșit. Am învățat din lucrurile bune și am învățat din greșeli. Dar viața nu e atât de lungă să învețe fiecare din greșelile lui. De aceea e bine să învățăm de la alții și să putem să fim corecți încă de dimineață. Doamne, ajută-ne! Astfel Scriptura ne spune în acea poruncă solemnă, Efeseni capitolul 6, citesc de la versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i. Asta nu înseamnă doar să le dai pâinea cea de toate zilele. Iată partea cea mai importantă a creșterii. În mustrarea și învățătura Domnului. Cele două aspecte fundamentale. De ce-i trecut întâi mustrarea și apoi învățătura? Mi se pare că datorită faptului că inima copilului este îndreptată prin natura lui spre rău și este necesară corecția, stăvilirea de la rău și orientarea spre ceea ce este bine. Înțeleptul spunea, Proverbe 6:23, îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Doamne, învață-ne să ne putem orienta copiii pe calea cea bună. Vreau de asemenea să vă sesizez încă din această primă lecție introductivă, din care am spicuit doar câteva idei, că viața de familie ne formează. Noi, după ce suntem părinți, îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu și felul lucrurilor din lumea aceasta. În timp ce noi ne ocupăm de copii, ne desăvârșim și noi. Toată viața ca familist pătrunzi într-o nouă etapă. Când te căsătorești, dintr-o dată ești într-o nouă postură. În mod normal, natural, vin copiii și ești tată la bebelaș, dar ei crezi repede. Și o să fii părinte cu copii la grădiniță. Nici asta nu ține mult. O să fii părinte cu copii în clasele primare și asta treci. O să fii părinte cu copii adolescenți. Crezi repede și o să fii părinte cu copii care se căsătoresc. Și apoi o să te facă alții, nu doar socru și bunic. Și dacă Dumnezeu te ține cu zile și străbunic, și toate acestea se tape noi.
Nu le-ai cunoscut dinainte. De aceea trebuie toată viața să fie într-o continuă prelucrare, pregătire, o permanentă situație inedită la care trebuie să-i facem față. De asemenea, vă spun încă de la început că și copiii nu trebuie crescuți nici cum vrem noi, nici cum vor ei. Astea amândouă-s greșeli. Copiii ne sunt un bun împrumutat de Dumnezeu, care trebuie crescuți după voia lui Dumnezeu. Modelul de săvârșit de părinte nu sunt eu, ci Dumnezeu. Dacă vreți, învățați-i pe copii să spună Tatăl nostru adresându-vi să. Știți rugăciunea? Ea ar suna cam așa. Și fericii de părinții aceia căror copii pot să o spună și să o respecte. Tatăl meu care ești pe pământ, facă-se voia ta. V-ar plăcea să vă asculte copiii, da? Sfințească-se numele tău, asta înseamnă să nu spăteze numele de pocăit. Și apoi să-și ceară pâinea cea de toate zilele, că tata le-o dă. Apoi să li se ierte greșelile, că părinții trebuie să se îndure. Apoi să nu-i ducă în ispită, cum am citit în Efeseni 6:4, să nu-i întărâtăm la mânie. Și să poată să spună în final că vor rămâne sub autoritatea părintelui, cum zice în finalul rugăciunii, a ta să-mi fără fie împărăția. Asta, de acasă. Și puterea, și slava, că respectul trebuie dat la părinți până mor. Așadar, copiii trebuie crescuți după Scripturi. Ei nu ne aparțin, sunt doar în custodia noastră. Până mereu copiii mai mici, credeam că sunt un bun personal, care trebuie să îndeplinească scopurile mele. Ulterior am înțeles că Dumnezeu are un plan cu fiecare din ei și că eu trebuie încet, încet să mă retrag și să-i las în mâna lui Dumnezeu, dar dacă mi-am făcut datoria și eu îi pot preda în mâna Domnului în bune condiții, atunci voi fi un părinte împlinit. Amin. Într-o a doua lecție, din care iar răspicuiesc doar câteva noțiuni, m-am oprit la responsabilitatea părinților pentru nașterea copiilor. Cât de dator suntem față de capitolul naștere? Vă reamintesc că Dumnezeu n-a creat decât doi oameni, fără ajutorul oamenilor. Adam și Eva. De atunci, toți oamenii mari au fost mici mai întâi. Pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat pe om, Genesa 1:28, și i-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, supuneți și stăpâniți. Cât de dator suntem? Problema nașterilor în vremea noastră este foarte discutabilă datorită evoluțiilor din ultimii 100 de ani. Până în jurul anului 1900 nu se punea problema asta. În secolul XIX, în România, media de copii pe familie era de 8. Media. Dar se consideră că cea mai influentă persoană din secolul XIX n-a fost nici Einstein, nici Hitler sau Stalin. Știți cine? O femeie. Margaret Sanger. Asta s-a luptat cât o trăit. Pentru distrugerea familiei, pentru legiferarea avorturilor, pentru stări de concubinaj și de divorț. Ea a fost promotoarea mișcării feministe și de aici s-a ajuns ca în statele occidentale cei mai mulți copii să fie ori în familii nelegitime, ori în familii divorțate. Deci, procentul de copii cu ambii părinți este mai mic decât al celor cu situații monoparentale sau ce să mai spunem acum de ultima evoluție a lucrurilor, când în familie de homosexuali se încearcă adopția copiilor și apariția vieții la nivel de laborator. Vreau să ne uităm puțin în Scriptură.
în Vechiul și Noul Testament, și apoi să spun câteva date de ordin științific. Privind la patriarhi și la profeți, toți acești oameni al lui Dumnezeu au înțeles într-un mod foarte clar că și copiii care aveau în familie le-au fost dați de Domnul. Vă amintiți ce spune Iacov lui Esau, Geneza 33:5, răspundând întrebării cine sunt aceștia? Sunt copiii pe care i-a dat Domnul robului său. Ce credeți dumneavoastră? Iacov gândea corect sau nu? Mai târziu Iosif răspunde la fel, Geneza 48. Isaia la rândul lui răspunde la fel. Iacov era foarte lămurit că la el în gospodărie și animalele se înmulțeau după intervenția lui Dumnezeu. Dar copiii, cazul părinților lui Samuel, Elcana și Ana, la rândul lor este evident. Domnul a vindecat-o și n-a mai fost sterilă, putea să nască. Dar spune Scriptura 1 Samuel 2:21, când a cercetat Domnul pe Ana, ea a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. De ce sună Scriptura astfel? Când a cercetat Domnul pe Ana. Iată intervenția lui Dumnezeu în viața acestor familii care considerau copiii o binecuvântare. Vă mai citesc un pasaj din 1 Cronici, capitolul 26, ca să vedeți că evreii așa au înțeles șirul nașterilor. 1 Cronici 26, de la versetul 2, prezintă fiii lui Meșelamia. Întâiul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea. Și apoi trece la vecinul. Fiul lui Obededom. Întâiul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea, al șaptelea, al optelea. Și apare o mențiune. Căci Dumnezeu îl binecuvântase. Știți că în lista din binecuvântări, Deuteronom 28, copiii sunt menționați ca prima binecuvântare? Așa era scris în lege, așa au înțeles oamenii lui Dumnezeu. Ei l-au văzut pe Dumnezeu ca și creator. Trecând în Noul Testament, aflăm din Evanghelie că Domnul Iisus Hristos a iubit foarte mult copiii. I-a lăsat în apropierea sa și a pus mâinile peste ei, i-a binecuvântat, i-a dat uneori ca exemplu și că el însuși s-a născut într-o familie numeroasă. Scriptura ne spune despre 4 frați ai săi și surorile, ceea ce se pare că înseamnă mai mult de 2. Aia înseamnă cel puțin 7 copii. Apoi, ajungând la învățătura apostolilor, se reia ceea ce avem scris în cartea Geneza, unde este scris că Dumnezeu a dotat din punct de vedere natural cu capacitatea de reproducere toate viețuitoarele. Porunca ce a fost dată în ziua a 5-a pentru pești și păsări se repetă în ziua a 6-a pentru viețuitoarele pământului și om. Adică Dumnezeu a făcut toate viețuitoarele să se înmulțească în mod natural. Sunt pești, de exemplu, apropo de ei, care își duc viața în oceane, dar își îndeplinesc responsabilitatea mergând la vremea maturității pe anumite râuri, urcând, trecând peste cascade mai mici, pentru ca în amontele râului să-și depună icrele. Ei să-și sfârșească mandatul și apoi copiilor să urmeze pești mici, același traseu, merg în ocean, acolo se dezvoltă și trăiește viața și la vremea potrivită revin înapoi la izvoarele râului să-și facă datoria. Păsările au mersul lor cu câtă grijă, străbat mii de kilometri, dar nu uită niciun an să-și facă cuibul lor, că nașterea așa are vremea ei. Așa este și în cazul omului, spune Scriptura, fii făcuți la tinereți. M-a întrebat cineva odată, frate, dar nu se poate lua vreo măsură contraceptivă? Și am spus foarte simplu.
fiți liniștiți că le-a luat Dumnezeu. Cum? În primul rând, limitând relațiile între un bărbat și o femeie la nivel de familie, ca să nu se nască copii pe drumuri, ci în familie, unde părinții se pot ocupa de ei. În al doilea rând, lăsând o vreme în viața femeii potrivită pentru naștere. Și iată cum știți, la 40 și ceva de ani, Dumnezeu intervine și acest proces este sistat. A cui este opera aceasta? A lui Dumnezeu. Asta n-aparține biologilor, ca să facă ei operațiuni la nivelul celulelor. De aceea Scriptura spune 1 Timotei capitolul 5 că viața de familie presupune nașteri naturale. 1 Timotei 5, versetul 14. Vreau doar ca văduvele tinere să se mărite și să aibă copii. Ce înseamnă asta? Să lase ciclul vieții liber. Am auzit oameni care spun, frate, eu vreau să mă dedic misiunii și nu vreau să am copii. Că și noi, în timp ce făcea pe corabie, n-am mai născut alți copii. Pentru aceștia am un sfat. Din Vechiul și Noul Testament. Ieremia 16, versetul 2. Să nu ții nevastă și să n-ai fi și fiice. Dar nicăieri nu scrie în Biblie să ții nevastă, dar să n-ai fi și fiice. La cei ce aveau neveste, le scrie în Ieremia 29, faceți fii și fiice, înmulțiți-vă. Și Noul Testament, 1 Corinteni 7, scrie de asemenea, pentru vremuri grele, nu căuta nevastă. Dar odată ce o femeie este nevastă, ce v-am citit din 1 Timotei 5 cu 14, o privește, evident, în egală măsură și pe bărbat. În ce privește metodele contraceptive, am studiat puțin domeniul acesta și am aflat că diferite studii de specialitate, din declarația unor medici și profesori universitari, din comunicatele unor congrese mondiale de medicină pe tema geneticii, s-a ajuns la concluzia dovedită științific că orice măsură contraceptivă după momentul conceperii, a unirii soțului cu soției, este un avort, o crimă. Medicii împart avorturile în două, avorturi timpurii, în primele zile, o săptămână de la momentul conceperii. Astea pot să aibă loc prin diferite forme, de la pastile, la sterilet sau altele. Toate acestea împiedică dezvoltarea celulii ou sau lipirea ei de către uterul mamei. Dar acești oameni de știință au dovedit că acea celulă ou, formată din cea mai mică celulă din trupul bărbatului și cea mai mare din trupul femeii, are în ea, din punct de vedere genetic, în gene deci, toate datele persoanei care se va naște. Acolo sunt înscrise culoarea părului, a ochilor, bolile ereditare, alte aspecte legate de dimensiuni, de capacitatea intelectuală, sexul și altele. Ei, în condițiile acestea, medicii recunosc că acea celulă este un om întreg, din punct de vedere a caracteristicilor, dar nu-i dezvoltat. Apoi, când are doar 1,5 mm în diametru, între a șasea și a șaptea zi de la concepere, acea minusculă identitate umană poruncește trupului mamei să-și întrerupă ciclul lunar și să-l hrănească pentru ca să dezvolte un copil. Ulterior, oamenii recur la avorturi târzii, astea sunt la câteva săptămâni. Dar toate sunt distrugerea timpurie sau puțin mai târzie, ceea ce s-a dovedit cu privire la avorturile mai târzii este că și copiii simt. Ba chiar am văzut o imagine a unui medic care făcea un avort și copilașul de câteva săptămâni îl prinsese cu degetele de un deget al său. Am înțeles că undeva la o biserică din Italia, nu mai știu exact în ce localitate și dacă mai este valabil și acum,
atunci când la spital are loc un avort, se trag clopotele bisericii în semn că un om a murit. Pentru toate astea ce v-am spus, vreau să vă citesc din Psalmul 139. Unde David, inspirat, vorbește despre felul în care este conceput omul cu următoarele cuvinte. Versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichit, m-ai țesut în pântecele mamei, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Trupul meu nu este ascuns de tine când a fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip. Iată cum David descrie ce e ascuns în gene. Ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au rău rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, cât de mare este numărul lor. Și în versetul 6 se zice, o știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, e prea înaltă ca să o pot prinde. Adică David a zis, eu nu pot explica. Noi între timp avem laboratoare și nici noi nu ne putem explica suficient cum se dezvoltă o ființă umană. David a zis simplu, e o știință care mă întrece. Și asta ține de știința Creatorului nostru. Dumnezeu poate fi văzut în măreția sa, atât în cosmos care este atât de extins, cât și în lucrurile mărunte. Oamenii rând pe rând descoperă tot câte ceva diferite unde. Acum citeam despre posibilitatea teleportării științifice, adică să muți un obiect dintr-o parte într-alta, s-a realizat ceva la 100 și de kilometri, nu cu lucruri vrăjitorești, științific. Să intri în componentele atomului. Dacă știința asta va mai evolua, îndrăznesc să spun că ne va fi mai ușor să-L înțelegem pe Dumnezeu. Numai tristețea este că oamenii s-au felit că sunt înțelepți, dar au nebunit, pentru că folosești știința în sens negativ, neînțelegând rolul și lucrarea care o face Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Dragii mei, ca și date istorice, părinții bisericii, Luther, de exemplu, și în general toate denominațiile, au condamnat toate aceste emixtiuni ale omului în conceperea vieții. Dar acum, în ultimele zeci de ani, de când cu teologia așa numită liberală din deceniul 7 a secolului trecut, a morții lui Dumnezeu. Asta spune că Dumnezeu ne-a creat și ne lasă liberi. Și noi decidem de ceea ce facem cu noi și cu pământul nostru. Dragii mei, Scriptura nu este de acord cu așa ceva și vreau să vă mai arăt doar un singur aspect. Când a creat Dumnezeu viețuitoarele, știți ce a zis? Hai să vă citesc în Geneza 1. Versetul 21. Să mișune apele. Asta înseamnă foarte multe viețuități marine. Păsările să se înmulțească pe pământ. Până la ce număr? Am citit o carte, Războiul împotriva populației, scrisă de către un doctor în științe, care nu merge să justifice asta biblic, dar arată că a fost o luptă în ultimii zeci de ani, coordonată de organisme internaționale și guvernele unor țări, în a reduce drastic numărul populației de pe glob. Au fost ajutoare din partea unor state bogate care n-au fost distribuite la țările care n-au luat măsuri contraceptive. Asta a fost condiția ca să fie ajutate. Considerându-se că populația în număr prea mare duce la nefericirea oamenilor pe pământ. Și omul ăsta care a scris cartea dovedea că a fost o mare greșeală. Fără Biblie dovedea. Am îmbătrânit populația. Acum trebuie să mărim limita de pensionare. Europa, de exemplu, are o populație bătrână. Plus, foarte mulți handicapați care se nasc.
de la folosirea metodelor contraceptive. Spania, de exemplu, e plină de copii handicapați. Născuți în jurul vârstei de 40 de ani după ce părinții au folosit N metode ca să nu aibă copii. Și s-a dovedit tot științific asta că pământul nostru ar putea suporta nu cu câteva miliarde mai multe, până la 10 de miliarde de oameni. Pentru că în țările dezvoltate se aruncă grâu în mare. Sunt terenuri întregi care nu se cultivă. Pentru că se are în vedere dezvoltarea economică. Dar iată că și în privința aceasta oamenii au dat greș. Vreau să vă spun cu asta că Dumnezeu vrea să avem o concepție teistă, nu egoistă. Adică nu după imaginea omului căzut în păcat, ci după cea lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, câte stele a creat Dumnezeu? Acum, vă rog să-mi spuneți, stele multe, pești mulți, păsări multe, numai oameni puțini. Oamenii sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, în atot cuprinderea sa necuprinsă, spune Scriptura în cartea Apocalipsa că vrea să aibă o mulțime de oameni mântuiți. Dacă noi mergem pe concept egoist, noi suntem în dezacord cu gândirea lui Dumnezeu. Spune Scriptura despre evrei, fapte 7, că pe când să iasă din țară, s-au mulțit, li s-a scârbit egiptenilor de ei. Însă acel proces era sub supravegherea lui Dumnezeu. Eu închei și ce am spus despre lecția aceasta cu două idei scurte. Actul nașterii, o suferință pentru surori. Noi bărbații trudim și poate suferim sufletește, dumneavoastră suferiți și fizic. Trebuie privit nu doar în raport cu viața aceasta, ci în raport cu veșnicia. Niciun om nu o să ajungă în cer dacă n-a fost mai întâi în uterul mamei. Întâi vine ce-i firesc și asta e prin naștere. Apoi vine ce-i duhovnicesc și asta e prin biserică. Biserica n-are niciun succes să îndeplinească planul lui Dumnezeu fără familie. Pentru că în familie are loc apariția vieții. Și în al doilea rând, vă întreb, așa e că după Noul Testament Dumnezeu ne-a cumpărat și suntem ai Lui cu duh, trup și suflet? Dacă îi aparținem, are drept să dispună asupra trupurilor noastre? Dacă ar fi să fim martiri, cine are drept asupra trupurilor noastre? Credința sau voința noastră? Chiar dacă priviți nașterea ca un calvar, eu vă recomand 3 ore de rugăciune care să se încheie cu cuvintele: Doamne, facă-se nu voia Ta, nu voia mea, ci voia Ta. Iar dacă cineva are îndrăzneala să spună: facă-se, Doamne, voia mea, nu voia Ta, asta e treaba lui. În al treilea rând, într-o a treia și ultima lecție pentru seara aceasta, dacă vrea cineva mai multe detalii, am și câteva CD-uri, dar doar câteva, cu lecțiile astea în detalii. Pot să, am să las unul sau două aici și dacă vrea cineva poate să multiplice. O a treia lecție am intitulat-o Educația în primii ani de viață. După înțelegerea mea, chiar dacă sunt bărbat și poate mă socotiți cu o apreciere subiectivă, mai grea decât nașterea e creșterea. Nașterea cu toată perioada prenatală este un an. Apoi se lasă cu bucurie, cum zicea Domnul în Ioan 16:21. Dar creșterea este un efort de o viață. Însă este foarte important cu ce gând ai născut ca să știi cum să te ocupi de ei când îi crești. S-a dovedit din punct de vedere medical că și copiii nedoriți sunt foarte retrași față de părinți. Au anumit simț care îi face să înțeleagă, ca să nu mai zic de situațiile în care ajungem noi să ne mărturisim și să spunem că de fapt au venit în casa noastră pe ușa din dos, scăpându-i la intrare și fiindu-ne rușine și teamă de Dumnezeu să nu-i mai alungăm apoi.
Nu știu exact dacă surorile de aici lucrează și ele. Recomandabil este din punct de vedere biblic ca bărbatul să muncească, iar femeia în prim plan să se ocupe de copii. Sunt situații speciale, dar astea pot fi acceptate doar pentru o vreme. Eu citeam despre o doctoriță care, deși era un medic de prestigiu, s-a lăsat de profesia ei fiindcă avea 2 sau 3 copii. Și a zis, mi-am abandonat pentru o vreme profesia de medic, dedicându-mă alteia mai înalte, educării unor copii în valorile creștine. Sau altcineva spunea, m-am apucat să scriu câteva cărți și nu mai am timp pentru altceva. Prima carte se numește Ionel, a doua Maria. Verificați, vă rog, ce titluri au cărțile dumneavoastră. Copiii sunt cărțile pe care noi le scriem. Domnul să ne dea har în educația lor. În ce privește educația în primii ani de viață? Câteva noțiuni. În primul rând, trebuie imprimat în mintea copiilor, foarte, foarte timpuriu, deosebirea dintre bine și rău. Pentru că de îndată ce omul a gustat din pomul cunoștinței binelui și răului, are nevoie să deosebească binele de rău și să îi se formeze o conștiință curată. O conștiință curată este un pasnic bun. O conștiință murdară este un tovarăș rău de viață. Vă rog să mă îngăduiți, facem o mică pauză dacă doriți să cântați un verset sau două de cântare. Am o mică problemă de sănătate.